Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Hristos a înviat! Vorbim despre scara Dumnezeescului Urcuș și am ajuns la treapta a treia din scara Sfântului Ioan Scărarul. Este alături de mine Părintele Anton Safelovici, slujitor la Biserica Maica Precista din Ploiești, dar și asistent universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgoviște. Bine ați venit, Părintele, la Cuvânt pentru Suflet! Bine v-am regăsit! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Le spuneam, dragilor telespectatori, că am ajuns la cea de-a treia treaptă din scara Sfântului Ioan Scăraru și așa cum o definește el, despre înstrăinare. Și aș vrea să explicăm pentru început acest termen, ca dragii noștri telespectatori să înțeleagă la ce ne referim. Dacă vorbim despre înstrăinare, din punct de vedere duhovnicesc, aș vrea să facem o referire la începuturi. Omul, prima familie, Adam și Eva, s-au înstrăinat de Dumnezeu, i-au întors spatele și l-au pierdut pe Dumnezeu și ca să poată să se reorienteze către Dumnezeu, omul trebuie să se înstrăineze de cele pământești. Prin înstrăinarea primordială a primei familii, omul l-a pierdut pe Dumnezeu și s-a orientat foarte mult spre cele pământești. Acum, ca să meargă omul către Dumnezeu, trebuie să se înstrăineze de cele pământești și să facă un efort considerabil ca să se ducă către Dumnezeu. Prin înstrăinare, din punct de vedere duhovnicesc, noi înțelegem o mai mare orientare mentală și a simțirii către Dumnezeu. Nu o rupere de cele pământești, ci o rupere duhovnicească de cele pământești care ne leagă de viața aceasta efemeră și ne îndepărtează de Dumnezeu. Părinte, iată cum spune Sfântul Ioan Scăraru, zice așa în această treaptă, căci înstrăinarea este despărțirea de toate pentru a ne face nedespărțit gândul la Dumnezeu. Și Părintele Dumitru Stăniloae, care a și tradus Filocalia, și sigur aici eu mă refer la volumul 9 din Filocalie, la Sfântul Ioan Scăraru și la scara lui, ne spune așa, în notele explicative, că prin despărțirea de toate, omul alungă patimile sălășluite în el și prin aceasta se face nedespărțit de Dumnezeu. Dar dacă patimile rămân, înstrăinarea nu e de mare folos. Adevărat. Se caută o însănătoșire a firii omenești. Și însănătoșirea aceasta se face treptat, se face gradual. Prima treaptă de însănătoșire este prin Sfântul Botez. Omul din slăbănoc, din punct de vedere duhovnicesc, începe să se întărească, să se însănătoșească. Este botezat în mediul Sfintei Treimi, primește mirungere, apoi primește împărtășire. Când crește suficient de mult și începe să fie conștient de lumea în care trăiește, începe să-și dea seama că are un suflet bolnav și să lupte să scape de bolile sufletului care îl îndepărtează de Dumnezeu. Dacă ne uităm, Părinte, la Sfântul Ioan Scăraru, el ne spune așa, înstrăinarea este părăsirea fără întoarcere a tuturor celor din locul de obârșie, care lucrează în noi împotriva țintei evlaviei noastre. Și aici, sigur, ne spune Părintele Dumitru Stăniloae, adică a rudenilor, a bunurilor, a mâncărurilor, a voilor, a patimilor, a distracțiilor, a locurilor, a slavei și a celorlalte care ne împiedică de la ținta evlaviei. Să ne oprim un pic la ceea ce spunea la început Sfântul Ioan Scăraru, că este îndepărtare de toate cele din lumea aceasta și sigur că aici se referă la călugăr, care părăsește lumea și pleacă la mănăstire. Dar pentru noi cei din lume, cum ar trebui să înțelegem această înstrăinare? Așa cum ne-ați spus, ea vine după despătimire, pentru că a doua treaptă pe care am discutat-o de la Sfântul Ioan Scăraru era despătimirea și iată, cel care înlătură patimile este îndemnat să meargă pe calea aceasta înstrăinării, adică a depărtării de ele. Dar, repet, cel care nu se izolează de lume... Este un fel de a trăi mai hotărât pentru cei care aleg calea monahală. Dar acest îndemn este adresat și mirenilor. Mântuitorul era înstrăinat de lumea aceasta, dar totuși a trăit cu oamenii. Nu s-a rupt de oameni. S-a înstrăinat Mântuitorul de patimile și de slăbiciunile oamenilor, dar totuși a trăit în mijlocul lor. Este o poruncă
de dată de Dumnezeu omului, ca să poată dobândi mântuirea, aceea de a iubi în primul rând pe Dumnezeu. Sau spune în altă parte Mântuitorul, unde e comoara ta, acolo este și inima ta, sau căutați împărăția Cel și toate celelalte se vor adăuga vouă. Este o reconfigurare a gândirii omului, adică să pună în prim plan pe Dumnezeu și apoi pe toate celelalte. Este nevoie pentru a putea dobândi mântuirea să rupem legăturile acestea de natură spirituală între noi și ceea ce ne leagă de ceea ce este efemer. Suntem prea dependenți de lumea aceasta efemeră. Nu prietenii, nu rudele, nu bunurile din această lume sunt rele, ci felul cum ne raportăm la ele. Dacă avem o tendință bolnăvicioasă de a le poseda, atunci suntem bolnavi și ne pierdem mântuirea. Nu rudele sunt pricinitoare de pierzanie, ci felul cum ne raportăm la ele. Nu bunurile, nu natura lui Dumnezeu, ci felul cum le posedăm. Dacă le iubim, atunci nu le mai posedăm și nu ne legăm bolnăvicios de ele. Părinte Anton, cum poate omul obișnuit să se raporteze la această înstrăinare fără să devină un inadaptat, fără să se izoleze de semeni? Nu este nici foarte greu, nici foarte ușor. În momentul în care omul se hotărăște să meargă pe calea aceasta a credinței către Dumnezeu, poate să pară puțin mai ciudat, mai neobișnuit pentru ceilalți. Adică un om care își dă seama că trebuie să renunțe la anumite patimi pentru a ajunge la Dumnezeu, nu să mai iubească petrecerile, nu să mai își permită absolut orice glume ne la locul lor, ceea ce poate părea ciudat. Dacă ai un grup de prieteni unde mai consumai o țigară, mai spuneai glume ne la locul lor sau mai băiai un pahar de vin în plus, în momentul în care nu le mai faci, prietenii te privesc ciudat. Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat cu tine? Ești bolnav? Ai intrat într-o grupare religioasă, dubioasă? Ei bine, nu este așa. Într-adevăr, există această tentație a prietenilor de a ne trata ca pe niște oameni cel puțin ciudați. Dar mizez pe faptul că în timp, dacă cel care este angajat și pe calea aceasta de a se înstrăina de cele rele ale lumii, dacă în timp un astfel de om dă dovadă că este plin de dragoste, că iartă, că iubește, atunci oamenii îl vor accepta așa cum este și îl vor aprecia până la urmă. Pentru că oamenii până la urmă și la urmă au nevoie să fie iubiți. Ori dacă oferim iubire, vor trece ușor cu vederea faptul că poate suntem puțin neobișnuiți, puțin ciudați. Adică de fapt suntem înstrăinați. Mă gândesc că un om care cu adevărat reușește să se înstrăineze de patimi, de cele care îl despadă Dumnezeu, un astfel de om iubește mult mai mult decât unul care iubește pătimaș. Un astfel de om iubește mai adevărat și pe Dumnezeu și pe frații lui. Ceilalți iubesc pătimaș, iubesc posesiv. Chiar și părinții care nu s-au înstrăinat de cele rele ale acestei lumi, își iubesc bolnav, posesiv își iubesc copiii. Nu își iubesc cu adevărat copiii. Părinte, dacă ne uităm din nou la treapta a treia Sfântului Ioan, spune așa, bună este despătimirea. Deci, repet, treapta a doua era a despătimirii. Dar spune mai departe Sfântul Ioan Scararul, dar maica ei, maica despătimirii, deci, este înstrăinare. Și spune tot Sfântul Ioan Scararul că și aceasta trebuie făcută cu dreaptă socoteală. Înstrăinarea, dacă nu se face cu dreaptă socoteală, duce la slavă deșartă, duce la pierderea obiectivului, a țintei pentru care ne străduim să ne înstrăinăm. Despătimirea, adică ruperea de patim, de ceea ce ne leagă bolnăvicios de această lume. Și spune mai departe, pentru cel care a pornit, a pășit, de fapt, spre despătimire, fugi de Egipt fără să te întorci, căci inimile ce s-au întors acolo n-au văzut Ierusalimul sau pământul nepătimirii. Deci dacă ai fugit de patimi, uită-te spre Dumnezeu, mergi tot înainte, nu mai este cale de Ierusalimul cel ceresc. Da. Da, nu mai este cale de întoarcere pentru un om care a pornit lupta aceasta pentru înstrăinare, pentru despătimire, pentru apropiere de Dumnezeu, dacă
se întoarce, de unde a pornit, este o cădere deosebit de dureroasă și poate că revenirea, iarăși în luptă, este destul de greu, destul de anevoioasă. Se face o paralelă la ieșirea poporului ales din Egipt, din robia egipteană, unde erau sclavie și practic se face o paralelă robia față de patim. Părinte, iată ce mai spune Sfântul Ioan Scăraru: cine umblă după lepădarea sa de lume cu cei din lume sau se află aproape de ei, fără îndoială sau va cădea în cursele lor, sau își va întina inima prin gândul la ei, sau neîntinând-o prin faptul că va osândi pe cei întinați, se va întina și el. Cred că este nevoie de un anumit program duhovnicesc pentru însănătoșire. Faptul că ne iubim colegii, rudele, prietenii, nu înseamnă că trebuie să participăm la toate cele ale lor, mai ales dacă ne învață duhovnicește. Dacă ei se întâlnesc, să zicem, duminica dimineața și merg la un grătar, când noi ar trebui să mergem la Sfânta Liturghie, dacă alegem această prietenie cu cei dragi nouă, îl pierdem pe Dumnezeu. Adică trebuie să alegem ceea ce este mai important pentru noi. Anumite lucruri nu trebuie să le facem în virtutea faptului că avem la suflet pe cineva. Trebuie să alegem ceea ce este prioritar pentru moment dat. Dacă avem prioritar pe Dumnezeu și relația cu Dumnezeu, atunci vom ști ceea ce să alegem și ceea ce să facem în fiecare moment. Vorbeam despre această despătimire, Părinte, și spuneam că bună este despătimirea, dar maica ei este înstrăinare. Și aș vrea să vă întreb, cum poți renunța la patimi având o viață normală, o slujbă, o familie? Nu este foarte ușor. Din punct de vedere uman, așa, doar prin putere omenește este imposibil. Omul nu poate să facă lucrul acesta. Probabil că pentru început omul trebuie să aibă o iluminare din partea lui Dumnezeu, să-și dea seama că nu este în regulă ceea ce face el, că nu este în regulă cum gândește el, cum simte el. Să aibă o revelație. Și dacă are această revelație pe care Dumnezeu vrea să o ofere oricărui om, atunci se problematizează, își dă seama aici este bine, aici nu este bine, ce se întâmplă cu viața mea, ce se întâmplă cu sufletul meu, dacă eu cred că există o viață după moarte, începe să-și pună niște probleme și atunci omul se problematizează și apoi începe să caute niște soluții la frământările lui. Cei mai mulți trăind într-o țară ortodoxă caută să afle răspunsuri în biserică, să citească, să participe la o slujbă, să afle un răspuns la liturghie, la o predică, la spovedanie, la o lectură duhovnicească, consultând un părinte sau un om cu viață duhovnicească. Este un urcuș anevoios. Nu este chiar așa ușor. Există o paralelă între o astfel de viață și viața lui Moise, scrisă de Sfântul Grigorie, și acolo se vede că pentru început omul este tentat să revină la viața lui de dinainte. Este un proces dureros, cel puțin la început, ca să se rupă de patim. Nu este chiar așa ușor. Nu este conștient de câte patim zac în el. Află despre ele prin lectură duhovnicească sau pur și simplu citind Sfintele Evanghelii. Este un efort. Mintea este întunecată, inima este împietrită, gândirea este întunecată, simțirea nu este una sănătoasă și atunci pornirea poate să fie grea. Dar avem un mare atu, faptul că suntem botezați. Prin botez, omul primește o iluminare care există acolo în stare latentă. Orice om are ceva deosebit în el, pentru că poartă chipul Dumnezeu. Dar prin faptul că suntem botezați, avem un har acolo cu totul deosebit, care există în stare atentă și care de-abia așteaptă să fie lucrător în fiecare om. Și asta cred că este un mare atu pentru fiecare om, ca la un moment dat să se trezească la realitate. Fiecare om are o cale personală pentru despătimire. La unii oameni se întâmplă mai devreme, la alții mai târziu. La unii se întâmplă lent, la alții se întâmplă printr-un șoc duhovnicesc, printr-un necaz sau mai rar printr-o bucurie. Fiecare om are o cale strictă personală, dar cu siguranță că
trebuie avut în vedere vindecarea de bolile sufletului. Toți oamenii sunt bolnavi sufletește, sunt foarte bolnavi. Suntem foarte bolnavi sufletește. Părinte, vă întrebam cum este posibil să renunți la patimi în lumea în care trăim noi, având o slujbă, o familie, și știți de ce? Pentru că astăzi suntem grăbiți, stresați, nervoși, viața profesională aduce inevitabil orgolii, ambiții, patimi. Orgolii, ambițiile, patimile, toate astea ne înstrăinează de Dumnezeu. Dacă vrem cu adevărat să ne apropiem de Dumnezeu, atunci trebuie să căutăm ceea ce ne învață Mântuitorul în Sfintele Evanghelii, să căutăm să fim smeriți, să căutăm cumva să facem pe dos ceea ce ne spune primul impuls din noi. Fiind atât de bolnav sufletește, noi avem o primă reacție. Ei bine, de cele mai multe ori, această primă reacție, noi trebuie să o evaluăm și să o punem în aplicare exact pe dos. Pentru că de cele mai multe ori, logica noastră este exact pe dosul logicii lui Dumnezeu. Adică dacă firea noastră bolnavă ne spune să ne înfigem la locul cel dintâi, la o masă, de fapt logica lui Dumnezeu ne spune să căutăm locul cel mai de la coadă pentru a fi smeriți. Dacă logica noastră ne spune să răspundem și să urâm, logica lui Dumnezeu ne spune să iubim și să iertăm. Toate astea provoacă durere omului. Dacă omul nu este conștient și nu caută să se smerească, pentru că numai așa se poate apropia de Dumnezeu, la un moment dat se vor rupe foarte dureros aceste legături care ne țin legați de cele efemere acestei vieți și suntem în pericol să ne pierdem și mântuirea. Dacă încercăm să ne smerim din viața aceasta, atunci trecerea prin pragul morții va fi mai puțin dureroasă și avem mai nădejde de mântuire. Altfel, va fi foarte, foarte dureros pentru fiecare om. Pentru că omul, dacă este lovit de mândrie, caută locul cel din tâi, caută funcție cel mai înalte, caută ca ceilalți să se plocunească în fața lui. Și la un moment dat, toate funcțiile astea se vor pierde. Ori pentru că iese omul la pensie, ori că se îmbolnăvește. Și atunci, un astfel de om suferă cumplit. Dacă nu mai este pe funcție, după aceea suferă. El trăiește într-o lume imaginară și închipuie că toți ar trebui să stea la picioarele lui, toți ar trebui să-i acorde în locul cel din tâi și nu este așa. Trăiește în lumea aceasta, dar el este un visător. Este un om rupt de realitate, este un om mândru și chiar dacă își închipuie că este un om credincios, el de fapt nu este cu Dumnezeu, îl pierde pe Dumnezeu. Și de altfel se și îmbolnăvește, că vedeți toți aceștia care au avut niște funcții și după aceea le-au pierdut și n-au înțeles cum ar trebui să se raporteze la funcțiile respective, au înnebunit. Da, când n-au mai avut funcția. Au înnebunit chiar de-a dreptul, cu mintea, cu mintea fizică, dar în primul rând sunt bolnavi sufletește și îl pierd pe Dumnezeu. Dacă nu înțeleg ceea ce a spus Mântuitorul, cel care vrea să fie cel mai mare, să fie slujitor tuturor, să aibă această atitudine de a-i trata pe toți, cel puțin ca pe niște egali, dacă nu cumva să se considere sub ceilalți, vor avea o mare suferință. La un moment dat va apare o mare suferință teribilă, de nesuportat. Cum am putea, Părinte, să ne găsim liniștea pentru a ne putea detașa de patimi în tumultul vieții cotidiene? Nu știu dacă este o rețetă general valabilă. Nu știu dacă este foarte ușor pentru dobândit lucrul acesta. Am spus puțin mai devreme, fiecare are o cale proprie. Unul se smerește pentru că aude un cuvânt la un moment dat la o evanghelie, unul se smerește pentru că aude un cuvânt la un frate la servici sau datorită suferinței, datorită necazului, a un deces în familie, o boală. Omul, de multe ori, omul se trezește la realitate în momentul în care își dă seama că pentru tot ce a luptat până la momentul respectiv nu are nicio valoare. Că a alergat după niște chimere. Că le poate pierde toate lucrurile pe care le-a considerat valoroase, le poate pierde într-o clipă și se trezește pur și simplu suspendat. Se trezește în aer. Și atunci se problematizează pentru ce a luptat. Sunt familii care au un singur copil, nu vor să aibă mai mulți copii și se gândesc să investească masiv în acel copil, să-i dea totul, să-l trimită la universități peste hotare, să-i facă avere, să-l căsătorească cu nu știu mai cine. Și dacă ferească Dumnezeu, moare acel copil pe care îl fac ca un idol, le fuge terenul de sub picioare. Și unii chiar ajung la propriu să
să nebunească și își dau seama unii oameni, într-o astfel de condiție, își dau seama sărmanii că au alergat după chimere, dar câteodată prea târziu. Unii oameni realizează destul de târziu că a alergat în viața aceasta după lucruri nefolositoare, după deșertăciuni. Știți, se zice în cântarea aceea la mormântare, a treia cântare la mormântare, la Sfântul Ioan Damasin, deșertăciuni sunt toate cele omenești. Alergăm după multe chimere în viața aceasta, dar nu alergăm după ceea ce este esențial, după înstrăinare, după despătimire, pentru a ne apropia de Dumnezeu. Părinte, ne spune așa Sfântul Ioan Scăraru, retragerea din locurile noastre să ne fie în părțile cele mai lipsite de mângâiere, de slavă, de șartă și în cele mai smerite, căci dacă nu, zburăm din lume împreună cu patima. Da, dacă sufletul pleacă bolnav din lumea aceasta, trece pragul morții cu niște boli, atunci îl pierde pe Dumnezeu. Și, într-adevăr, pentru unii oameni sau pentru mulți oameni, este de nevoie să se taie rău din rădăcină. Firea omului este atât de bolnavă, atât de aplicată spre păcat, spre cele pământești, că se atașează sărmanul om de ceea ce vede, de ceea ce este sensibil, de lumea sensibilă, se atașează foarte mult, uită de Dumnezeu și îl pierde pe Dumnezeu. Vă întrebasem despre noi cei din lume, cu viața aceasta extrem de agitată, stresantă, și modul în care am putea să ne găsim liniștea. Și acum aș vrea să ne uităm un pic și către viața monahală despre care ne vorbește Sfântul Ioan Scăraru. Și aș vrea să vă întreb dacă viața monahală are o liniște pentru care oamenii îi invidiază pe călugări sau este doar o liniște aparentă, noi vedem superficial. Și repet, viața în mănăstire versus viața într-un oraș aglomerat. Fiecare are chemarea lui. Fiecare se simte bine unde are chemarea. Dacă un om a ales din vocație să meargă în mănăstire, acolo este locul lui. El nu se simte bine în lume. El se simte că își pierde liniștea, că își pierde mântuirea dacă stă în agitația lumii. Dacă pe un mirean care are vocație de familist îl duci în mănăstire, s-ar putea să nu se simtă foarte bine acolo. Dacă este un creștin luptător, chiar dacă este mirean, se bucură de mediul acela de mănăstire, dar el nu poate să stea foarte mult acolo. Dar cred că un creștin bun, un creștin luptător, apreciază faptul că în mănăstire găsește o oază de duhovnicie, că găsește mai multă liniște, nu neapărat din aceasta fizică, cât mai ales o liniște duhovnicească, o anumită isihie. Și nu cred că trebuie să fie o luptă sau o invidie pentru viața călugărească. Este numită viața îngerească, este o cale deosebită, dar nu toți pot să aleagă ca aceasta. Este un dar de Dumnezeu. Se mântuiesc și aceia și aceia. Calea aleasă de cei care vor să viețuiască într-o sfântă mănăstire este cu totul deosebită și sunt condiții care favorizează urcușul duhovnicesc rapid. Calea lume este mai nevoioasă, poate cu mai multe capcane, cu mai multe piedici în calea mântuirii, dar fiecare are locșorul lui unde se mântuiește, fiindcă Dumnezeu lucrează pretutindeni, este pretutindeni în prezent și până la urmă, în ultima instanță, Dumnezeu caută la o inimă smerită. Există mărturii că sunt oameni și lume care au dobândit isihia la modul propriu, adică au dobândit rugăciunea neîncetată, chiar familii și chiar oameni cu copii. Există astfel de mărturii. Deci sunt două căi diferite, dar rezultatul este urmărit tot a ajunge la Dumnezeu. Chemarea este aceeași, căile sunt diferite. Pentru că s-a scurs timpul acestei ediții. Vreau să ne mai oprim câteva momente la Sfântul Ioan Scăraru și el spune așa că înstrăinarea este purtare necutezătoare, înțelepciune necunoscută, pricepere nearătată, viața ascunsă, țintă nevăzută, gând nedescoperit, dorirea puținătății, poftirea strâmtorării, pricina adorului de Dumnezeu, mulțimea dragostei, respingerea slavei deșarte, adânc de tăcere. Adică o anumită cumințenie.
Aceasta este definiția pe care Sfântul Ioan Scărar o dă în străinării. Da, o anumită cumințenie a Duhului, adică o gândire și o simțire smerită, a nu te pune pe tine în centrul universului, ci a sta cu minte într-un loc cât mai retras, astfel încât Dumnezeu să te înalți, nu tu să te înalți. Cum putem face lucrul acesta? Cum putem sta, Părinte, și noi pe treapta a treia, fără să cădem de aici? Sigur, e vorba de începutul scării, dar cum putem rămâne neclintiți măcar pe treapta a treia? Zice Sfântul Ioan Scăraru că cu a nevoie să dobândesc aceste virtuți și se pot pierde foarte ușor, extrem de ușor. Poate printr-un efort duhovnicesc de ani de zile omul dobândește oarecare mângâiere duhovnicească și printr-o gândire de moment greșită se poate pierde tot ceea ce a gonisit într-o viață de om. Aceasta este calea care reduce către Dumnezeu, un mers pe sârmă. Așa cum merge acrobatul la circ pe sârmă și poate să cadă la stânga sau la dreapta, așa este și mersul către Dumnezeu, cu multe pericole, frumos, deosebit, deosebit de atrăgător, cu plată deosebită, cu o cunună de diamante deosebit de strălucitoare, dar cu un mers periculos. Dacă omul nu este atent, poate să cadă foarte ușor la stânga sau la dreapta. Este un mers periculos, dar nu este cale de întoarcere. Aceasta este treapta a treia a înstrăinării, a înstrăinării de păcat, de lume sau de lumea păcătoasă, și sigur că mergem către cea de-a patra treaptă a urcușului duhovnicesc, a acestui urcuș sfânt, cum zice Sfântul Ioan Scăraru, care este treapta ascultării. Vă mulțumim că ne-ați arătat care este înțelesul acestei trepte. Vă mai așteptăm cu drag la Cuvânt pentru Suflet, Părinte Anton, și vă spunem: Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Mulțumesc frumos pentru invitație! Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție, dragi telespectatori, și nu uitați de întâlnirea noastră la Trinitas TV, la Cuvânt pentru Suflet. Hristos a înviat! Thank you.